Omul de afaceri Constantin Ghica, acționar al unei societăți de plasare a forței de muncă, vorbește despre o criză financiară prin care trec societățile rămașcane, excepție făcând TRV-ul, care a ajuns la 2000 de angajați. Probleme mari există la ArcelorMittal Steel din cauza crizei de pe piața internațională a petrolului. TRV-ul își vede de treabă, a ajuns încet, încet, ajunge spre 2000 de angajați, cât au norma, vor ajunge la 2000 și ceva. Mittalul are probleme mari. În ce sens are Mittalul probleme mari? Pentru că piața încă nu e deschisă. Cererea de ceabă pe piață e foarte mică. Asta e prima problemă. Și după aia vin celelalte. Deci atât timp, acum gorile rele vorbesc, n-am așa, dar foarte multă ceabă chinezească a intrat în România. Societatea Agrana România are probleme din cauza producției de sfeclă de zahăr, care va fi mică anul acesta, motivat de seceta excesivă din zona Moldovei. La Agrana cred că au probleme cu seceta. Pentru că sfecla... Nu doar cu seceta au acolo probleme, au acolo probleme și cota de zahăr impusă de Uniunea Europeană și... Cota asta e impusă de zahăr și... Nu cred eu că asta, dar seceta, să știți că seceta e principala lor problemă, nu. Asta produc, România producea zahăr înainte de 90, cam câte fabrici? Avem vreo 30-40. Da, acum mai avem, că e vreo 5, dacă avem 5. Dacă mai avem vreo 5. Așa că nu cred eu că cota impusă din Uniunea Europeană. Trebuie să dăm zahărul. Din păcate, în ultimii ani a scăzut consumul de zahăr din România. Probleme au și procesatorii de carne, care nu vor putea asigura consumul intern, acesta urmând a fi asigurat din importuri. V-ați gândit vreodată, consumul de zahăr este mic? A scăzut și datorită politicii. Și asta duce la un preț jos. Schimbarea regimului alimentar. Dacă tot ați pomenit de raft, ne ducem mai într-o parte în magazin și vedem că toate... gemurile, dulcețuri, compoturile sunt produse prin Bulgaria și prin alte părți, nu la noi. Ei, aia dacă produc așa ceva și ne dau nouă, consumul zahăr de la ei, nu de la noi. Și aici teoria cu lanțul scurt ține și nu prea ține. Mie mi-e teamă că din cauza scurtimii lanțului ăsta o să avem rafturi goale. Și asta e drept, că avem lanțul pentru producția internă, producția internă e mică. Noi trebuie să venim, să încurajăm producătorul român. Funcționează un pic în luna iulie, august, dar după aia? Te mai duci în septembrie? După aia vedem, ajunge kilogramul de carne de porc, știu, la Crăciun mult, dacă nu importă carne din Germania și din Polonia. Constantin Ghica crede că cea de-a doua parte a anului 2016 va însemna o perioadă și mai grea pentru societățile rămașcane, care vor resimți și ele puternic lipsa de comenzi și pe cale de consecință a banilor.